Ironia sorții, politicianul pro-rus Victor Shelin nu a fost lăsat să calce pe teritoriul Federației Ruse. Shelin a fost blocat în aeroportul din Moscova de angajații Serviciului Federal de Migrație al Rusiei și somat să revină în Republica Moldova, scrie presa de la Chișinău. Potrivit contului său de Facebook, Shelin urma să se întâlnească la Moscova cu cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Federația Rusă și cu cei care militează pentru aderarea la Uniunea Vamală. Deocamdată nu se cunoaște din ce cauză i s-a interzis să intre pe teritoriul Rusiei.